sala de mișcare e plină, nici n-ai unde să te miști, revizori de la uzină, șef de tren și mașiniști, mecanici și fochiști și casieri vreo duzină. În comisie, un inspector și un înalt funcționar și alte grade șeferiste din Satmar și Cătbunar venite ca să asiste la examenul de acar. Domnul șef, cu voie bună, trece sobru la tribună, înainte să înceapă, be dintr-un pahar cu apă, tușește și de grabă pe marin păun îl întreabă părintește. Ia să-mi spui și faci marine, dacă în haltă la sabar, pe aceeași linie vine gâfâind grozav pe șine, un expres și un marfar. Ce faci fără a-ți pierde firea să zădărnișești șocnirea? Domnul inspector, dacă acu se-ți muncește și ne arată că sosește, sar ca un turbat pe ronu și mai vorbă turavura. Fac semnal cu fanionul și mecanicul zărește și deodată brusc oprește garnitura. Până aici e foarte bine, zise șeful monoton. Însă și te faci marini că se întâmplă un ghinion și când trenul iute vine ca un fulger pe coline, n-ai la tine fanion. Domnul inspector, bun e toate, dar asta nu se poate. Fără fanion apoi sunt ca mort un păpușoi. Păi ce, mai stau eu la canton dacă nu am fanion? Dar pentru asta eu simbrii, mama ei din meserie. Mai marini, unde ești? Tu nu mai ai timp să gândești și unelte să-ți ajute. Că vin două trenuri iute. Vine încet marfarul 1, dar expresul e ca nebunul. Scoate foc și fum colaș. Tu atunci, marin, ce faci? Iau gazolnița grăbit, îi dau focul în chebrit sau aprind cu o lumânare, niște paie, niște ziare. Iau țăgnalul, fluier, sun, trag de un clopoc ca un nebun, că aici în cătun unul e marin pe un. Măi, dar tu nu înțelegi și zic, n-ai nici clopot, n-ai nimic, n-ai chebrit, n-ai lumânare, n-ai ziare, n-ai gazolniță cu foc și nici fluier n-ai deloc. Ce te faci, ne spune nou cu mașinile amândouă? A, păi, domnul inspector, mă repet, ne tam, ne sam, fără niciun fel de vină și nevestii strâng la geam. Fă gherghină, dulce floare de sulfină, scoală fă că miez din fire și hai să vezi, fă o șocniri, elele, cum n-ai văzut de când mă tate-o făcut.